Prim-ministru, încă o dată vă transmit bine ați venit împreună cu echipa dumneavoastră. Azi am avut o întâlnire extrem de pragmatică și abordarea de asemenea a fost pragmatică. Am avut un dialog constructiv, așa cum am avut de fiecare dată, care e baza, până la urmă, a cooperării dintre România și Republica Moldova. Am reușit azi să trecem în revistă foarte multe proiecte pe care le avem în acest moment în derulare. Am discutat despre proiecte viitoare, am discutat despre proiecte în domeniul energiei, infrastructurii, culturii, mediului, de asemenea dezvoltare regională. Sunt lucruri concrete, așa cum vă spuneam, și care dezvoltă relația dintre România și Republica Moldova. Acțiunea României va continua să aibă un dublu rol: destabilizare a Republicii Moldova și de consolidarea cadrelor instituționale și democratice din Republica Moldova. Și în al doilea rând, de ancorare politică, strategică, dar și fizică a Republicii Moldova în spațiul european. În acest sens au fost discuțiile noastre de astăzi, concrete, dar care au fost ghidate de aceste două principii importante. Avem în vedere în perioada următoare să creștem prezența sau să trecem într-o nouă etapă, noi, România, ca și prezență în Republica Moldova. Ne dorim consolidarea prezenței investiționale românești în Republica Moldova. Ne dorim să fim parte a eventualelor procese de privatizare care vor avea loc în perioada următoare în Republica Moldova, sigur, respectând toate procedurile transparente pe care dumneavoastră le veți avea. Credem că este timpul acțiunilor concrete. Trebuie accelerate procesele de reformă și consolidat pe mai departe parcursul european al Republicii Moldova. România așteaptă din partea Republicii Moldova consecvență și seriozitate și reiterez în final următorul lucru, și anume faptul că doar opțiunea europeană poate aduce răspunsuri durabile la așteptările de prosperitate, siguranță și stabilitate ale cetățenilor din Republica Moldova. Suntem pregătiți să susținem în continuare Republica Moldova pe acest drum. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, stimați miniștri, stimați jurnaliști, reprezentanți ai instituțiilor media, vreau mai întâi de toate să mulțumesc și pe această cale domnului prim-ministru Sorin Grindeanu pentru invitația de a efectua o vizită
la Piatra Neamț, care reprezintă o ocazie deosebită din punctul meu de vedere de a discuta încă o dată agenda bilaterală a României și Republicii Moldova. Am reușit să trecem în revistă toate proiectele care sunt în derulare și de asemenea am vorbit și despre proiecte de viitor. De asemenea, vreau să aduc sincere mulțumiri Consiliului Județean Neamț pentru ospitalitatea de care se bucură delegația noastră. În cadrul discuțiilor am constatat că relațiile dintre țările noastre sunt marcate de o cooperare excelentă, practic, în toate domeniile. Dialogul politic bilateral este dinamic și divers, în spiritul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. În acest sens, l-am asigurat pe domnul prim-ministru că Moldova rămâne ferm angajată pe calea realizării proiectului nostru strategic, implementarea consecventă a reformelor prevăzute de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Moldova privește în continuare spre vest ca și proiect de țară. Adevărul e că, indiferent de poziționările prezidențiale de la Chișinău, Constituția dă mai multă putere de decizie Parlamentului și Guvernului. Și din acest punct de vedere, în relația noastră cu România nu se va schimba nimic, precum nu se va schimba nimic din opțiunea noastră europeană, care este de fapt și proiectul nostru de țară. A făcut un schimb de opinii pe marginea evoluțiilor în domeniul securității în plan regional, precum și implicațiile pe care acestea le pot avea în ceea ce privește stabilitatea Moldovei. Totodată am exprimat sincere mulțumiri pentru sprijinul constant acordat în parcursul nostru european. Experiența valoroasă românească oferită a contribuit esențial în momente de maximă importanță pentru Republica Moldova. Foarte important pentru noi și am apreciat și aducem mulțumiri încă o dată referitor la împrumutul de 150 de milioane de euro, primele două tranșe pe care Republica Moldova le-a primit și nu pot să nu spun aici că acest împrumut a venit poate în momentele cele mai grele pentru Republica Moldova. Apreciem acest lucru. De asemenea, în mod special, vreau să aduc mulțumiri pentru cea mai recentă decizie a Guvernului Român, 96 de autobuze școlare care vor veni curând în Republica Moldova. Am vorbit și detaliile tehnice deja astăzi. Este o investiție necesară pentru noi în contextul reformei din educație și în contextul optimizării școlilor din Republica Moldova. Relația noastră se consolidează optim prin proiecte concrete și azi am vorbit de creșterea acestei cooperări în domeniul energetic, cel cultural, precum și în alte domenii cheie, fie că vorbim de cel vamal sau de cel al infrastructurii. Nu a fost nevoie să inovăm la această întâlnire, avem proiecte demarate și încă nefinalizate. E important acum să ne concentrăm pe buna guvernare în interesul cetățenilor din ambele țări. Vom urgenta implementarea proiectelor energetice deja stabilite, care sunt foarte importante pentru Republica Moldova, Republica Moldova fiind un importator de energie, de aceea securitatea energetică este în prim plan și este un obiectiv foarte important pentru guvernul pe care am onoarea să-l reprezint și am toată certitudinea că noi vom reuși acest lucru și prin interconexiunea la sistemul european prin intermediul României la gazele naturale, dar și interconexiunile pe energie electrică. Totodată ne dorim să lansăm și proiecte noi, așa cum deja a vorbit domnul prim-ministru Grindeanu cu referire la investițiile din România în Republica Moldova. Este adevărat, vom fi foarte bucuroși
să vă prezentăm tot programul de privatizare din Republica Moldova și aceste investiții, desigur că sunt binevenite. De asemenea, am convenit cu premierul Grindeanu ca în următoarele luni să continuăm această tradiție deja stabilită, aceste ședințe comune de guvern, deja în format integral al guvernelor, și ne-am exprimat disponibilitatea să găzduim următoarea ședință comună a guvernelor României și Republicii Moldova la Chișinău. Vreau să vă spun că tot aceasta nu este începutul unei frumoase prietenii, e mai mult decât atât, e consolidarea unei mari frății europene, dacă vreți, și vreau să vă aduc mulțumiri și pe această cale încă o dată și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! Întrebări? Irina Bejenaru, TVR Moldova. O întrebare pentru ambii premieri în legătură cu proiectul gazoductul Iași-Ungheni cu prelungire până la Chișinău. Poate Chișinăul astăzi să ofere siguranța că acea conductă va fi realizată până în 2019, atunci când știm că și Federația Rusă va finaliza acel proiect care ocolește Republica Moldova și Ucraina și atunci ne-am putea pomeni în situația reală de amenințare cu sistări de livrare de gaze. Chișinăul va putea asigura că acest proiect să fie realizat până în 2019 și cum România va monitoriza tot acest proces? Am să răspund în câteva cuvinte, pentru că a fost un punct discutat azi, îndelung în cadrul întâlnirii noastre. Sunt termene concrete pe care și Ministerul Economiei de la noi, cu companiile pe care le are în coordonare, de asemenea reprezentanții din Republica Moldova, și le-au asumat. Suntem optimiști și eu și domnul prim-ministru Filip că termenul de 2019 va fi devansat. O să las pe domnul prim-ministru să vă anunțe și are o veste bună auzită și primită chiar în timpul ședinței noastre de astăzi, tot pe acest sector, cel energetic, iar termenele, așa cum vă spuneam, vor fi și sperăm. Avem convingerea, de fapt, că vor fi devansate înainte de 2019. Domnule prim-ministru, vă rog. Desigur că acesta a fost unul din subiectele importante pe care le-am discutat astăzi. Este adevărat că regulamentar ne-am propus până în 2019 ca acest proiect să fie realizat. Securitatea energetică cred că este una dintre cele mai importante pentru Republica Moldova, luând în considerație că noi nu suntem cei care generează energie, dar importează această energie. Cât ține nemijlocit de acest proiect, pe interconexiunea și dezvoltarea proiectului conductei de gaze naturale Ungheni-Chișinău, vom face absolut tot posibilul ca acest proiect să fie realizat până la finalul anului 2018. În acest sens, vreau să vă spun că lucrurile merg așa cum ne-am propus. În scurt timp vom avea proiectul și vom începe la construcție nemijlocit. Deja știți că au fost semnate acordurile de finanțare atât cu Banca Europeană de Investiții, dar și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Și precum spunea domnul prim-ministru Grindeanu, chiar în timpul ședinței, domnul ministru Tudose ne-a spus o veste foarte bună, pentru că Comisia Europeană a hotărât să mărească partea grantului prin care va fi finanțat acest proiect de la 10 milioane de euro până la 40 de milioane de euro. Desigur că nu poate să nu ne bucure acest lucru și dacă ne mobilizăm, atunci acest proiect poate fi realizat până la finalul anului 2018.
Ionuț Gheorghe, Televiziunea Română. O întrebare pentru ambii premieri. Pe 27 martie vom marca 99 de ani de la Unire și sunt sigur că vă așteptați să primiți o întrebare și despre asta. Cum au evoluat relațiile dintre România și Republica Moldova? Și vă întreb asta în contextul în care la Chișinău avem un președinte care tinde să privească mai mult către Rusia decât către România. Cum le vedeți pe viitor aceste relații și ce veți face ca să marcați aceste evenimente? Vom sărbători în curând 100 de ani de la Unire, dar la noi în România a fost adoptat și un proiect de către Parlament. Pe 27 martie putem sărbători, încă nu a fost promulgată legea, va fi o sărbătoare în România. Ce veți face în Republica Moldova și cum vedeți aceste relații pe viitor? Mulțumesc! Din punctul de vedere al României, noi promovăm o raportare corectă și principială și transparentă în relațiile cu Republica Moldova. Interlocutorul nostru principal la Chișinău este Guvernul Republicii Moldova. Și orice întâlnire de acest tip, cum a fost cea de astăzi, cum va fi următoarea de la România și Republica Moldova. Am spus și la început, important este să ne concentrăm din punctul nostru de vedere pe proiecte concrete, realiste, dar și tangibile. Doar opțiunea europeană, credem noi, poate aduce răspunsuri durabile la așteptările de prosperitate, de siguranță, de stabilitate ale cetățenilor din Republica Moldova. Suntem pregătiți să susținem Republica Moldova în continuare pe acest drum. Desigur că proiectul nostru de țară este ca Republica Moldova să ajungă lângă România în Uniunea Europeană. Avem o relație foarte bună. Astăzi am discutat foarte pragmatic pentru că apropierea țărilor noastre ține nu doar de declarații, dar ține și de proiecte concrete. Astfel de pragmatic, pe cum am vorbit astăzi, și dacă ați observat, această ședință a durat mai mult decât a fost timpul preconizat pentru ea, pentru că avem ce discuta, pentru că sunt proiecte concrete și cetățenii țărilor noastre trebuie să înțeleagă că relațiile între țări nu sunt doar declarative, dar sunt și materializate prin proiecte concrete. Republica Moldova este o țară parlamentară. Constituția Republicii Moldova îi oferă mai multă putere de decizie României. Așa s-a întâmplat și cu împrumutul rambursabil, așa se întâmplă și cu această asistență tehnică în acest sens. Este adevărat, interlocutor pentru București este Guvernul și Parlamentul de la Chișinău, așa de fapt cum este și pentru cei de la Fondul Monetar Internațional și pentru... Să lăsăm examinarea acestui proiect de lege pe seama parlamentarilor, atunci când se vor porni dezbaterile și consultările pe marginea acestui proiect, atunci vom vedea. Natalia Ixa, Radio Moldova Actualități. Am o întrebare către domnul Grindeanu. Când va începe construcția autostrăzii Târgu Mureș, Iași, Ungheni și dacă acest traseu va fi extins până și până la Chișinău? Știm că acest proiect este unul cheie în Guvernul României. Profit de ocazia pe care mi-o dați ca să mulțumesc și eu gazdelor noastre de pe celălalt transporturilor. Și acum știți, noi avem un master plan de transport. Ne pregătim în perioada imediat următoare să venim cu modificări strategice. Nu vreau să fiu greșit înțeles că vom schimba anumite legi convenite cu Comisia Europeană, pentru că am văzut anumite abordări răutăcioase și le consider așa,
pentru că nu ne dorim să facem aceste schimbări altcumva decât în acord și pe cadru convenit cu Comisia Europeană. Dar ceea ce ne dorim este ca toate acele termene fără sfârșit, prin aceste modificări, acele termene fără sfârșit care premerg execuția unei lucrări, să fie reduse la maxim. Fie că vorbim de studii, de fezabilitate, prefezabilitate, contestații, eventuale procese, despăgubiri, exproprieri și așa mai departe. De multe ori aceste perioade sunt mai lungi decât execuția în sine a unei lucrări. Legat de subiectul legării Moldovei, până la urmă, de Transilvania, și anume de această autostradă, domnul ministru Cuc a prezentat în întâlnirea noastră comună planul pe care îl are, și anume, ajutat și de schimbarea aceasta legislativă, pe parte, anul acesta actualizarea studiului de fezabilitate, astfel încât, sau în perioada imediat următoare, astfel încât să fim în situația să putem să lansăm. Acest domeniu al infrastructurii este unul din domeniile prioritare ale guvernului pe care îl conduc. Îmi doresc la fapte. Acest tronson, și asta a fost rostul discuției noastre de astăzi, se va lega. A devenit o victimă a jocului deja cunoscut opinii publice și din Republica Moldova și în România, Balena Albastră. Dumneavoastră, în momentul de față, vă confruntați cu mai multe victime decât ceea ce se întâmplă în România și știu că autoritățile la Chișinău sunt în alertă. Dacă ați discutat și despre acest subiect, având în vedere că a fost prezent și ministrul afacerilor interne român, Carmen Dan, și dacă se pune problema unei colaborări pe această temă între cele două guverne, având în vedere fenomenul tragic tot mai extins în ceea ce privește tinerii din ambele state. Nu a fost un subiect comun de discuții a acestei ședințe comune de astăzi, dar în schimb vreau să vă spun că a fost un subiect care a fost discutat profund la ședința guvernului din Chișinău, și nu doar în cadrul ședinței, dar și cu instituțiile separate care sunt responsabile de acest domeniu. Vreau să vă zic că nu este un subiect simplu, luând în considerație că anterior am fost și ministrul tehnologiei, informației și comunicațiilor, vreau să vă spun că tema guvernanței internetului este una încă dezbătută la nivel mondial. În același timp, eu consider că noi am luat absolut toate măsurile necesare și faptul că această fetiță a fost salvată la Chișinău ne vorbește despre lucrul că aceste măsuri deja dau roade. Noi am încercat să discutăm și cu copiii, noi am încercat să discutăm și cu părinții, noi am încercat să discutăm și cu profesorii din școli, astfel încât până la urmă venim cu o abordare foarte complexă. După aceste discuții au fost identificați mai mulți copii care au fost atrași în acest joc, dar cu părere de bine noi am reușit până în momentul de față să facem față acestui fenomen care se extinde și este unul negativ. Eu sper foarte mult, pentru că mai avem și niște proiecte de legi la Chișinău care urmează să fie discutate, dar doar printr-o abordare largă, inclusiv împreună cu societatea civilă, acest fenomen poate fi combătut. Copiii trebuie să înțeleagă, să facă diferența dintre bine și rău care se găsește în spațiul internet, iar pentru aceasta, noi cei adulți, toți cei care suntem responsabili pe această dimensiune, trebuie să acționăm. Îmi pare bine și fericit pe cei de la Ministerul de Interne, în primul rând, care au venit cu mai multe acțiuni în acest sens, și eu sper în perioada imediat următoare noi să uităm de acest fenomen
și să ne bucurăm doar de partea bună care oferă spațiul online. Mulțumesc. Am înțeles că e întrebare doar pentru... Vreau să vă spun că din punctul nostru de vedere, și eu ca și fost ministru al comunicațiilor, de altfel l-am cunoscut pe domnul prim-ministru Filip tot la o ședință de guvern comună la Neptun în 2015, când ambii eram și ocupam funcțiile de ministri ai tehnologiei informației, a comunicațiilor, așa cum știți. Eu consider că ceea ce faceți dumneavoastră, presă, ceea ce trebuie să fac și societatea civilă, ceea ce trebuie să facă instituțiile statului, și anume, informarea este cheia în gestiunea acestor probleme. Internetul și societatea informațională în zilele noastre oferă atât lucruri bune, cât și provocări de tipul a ceea ce ați amintit dumneavoastră. Doar o informare și un efort comun, o informare care să vină din partea instituțiilor și cu ajutorul societății civile și a presei, poate să preîntâmpine situații neplăcute. Fiindcă, așa cum vă spuneam, dezvoltările pe care societatea informațională le are zilnic și provocările date de aceste dezvoltări sunt greu de cuantificat. Un efort comun poate să reducă din efectele pe care asemenea provocări negative le au asupra societății noastre. Mulțumesc. Altă întrebare? Nicoleta Apostol, Publica TV de la Chișinău. Vreau să revenim la o altă prioritate anunțată anterior de către autoritățile de la Chișinău și de la București. Mă refer la construcția podului rutier de lângă localitatea Zagarancea. Anterior s-a discutat că este o prioritate. La ce etapă este acest proiect, dacă s-a discutat astăzi și dacă există suport financiar pentru a realiza acest proiect? Mulțumesc. Eu nu am înțeles foarte. Noi nu am discutat în detalii fiecare pod care... toate proiectele care sunt în derulare, inclusiv și construcția podurilor. Acum, ministrii dezvoltării regionale și construcțiilor de la Chișinău și ministrul omolog de la București urmează să vină cu un plan dezvoltat și atunci, desigur, că vom vedea care sunt prioritățile, pentru că este foarte important să prioritizăm acțiunile din punctul ăsta de vedere. Avem acest lucru în vizorul nostru și pe lângă aceasta eu vreau să vă spun că sunt și multe alte proiecte, de aceea după ce vom avea aprobată o listă acestor proiecte de comun acord de către ambele guverne, atunci vă vom putea spune mai exact care vor fi acțiunile în primul rând. Legat de partea română, vreau să vă spun că dezvoltările din acest punct de vedere al infrastructurii le vom face în special și dacă vorbim de drumuri naționale, drumuri europene, autostrăzi, le vom face conform masterplanului pe care noi l-avem aprobat. Asta este foaia de parcurs pe perioada următoare, din acel punct de vedere, vă repet, pe care România o va respecta. Vă rog, ultimele două întrebări, că suntem în întârziere. Bună ziua și bine ați venit la Piatra Neamț, în primul rând. Andreea Florea sunt, de la Teleiam. Pentru domnul Grindeanu am o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, ce măsuri concrete veți lua pentru a mări rata de absorpție a fondurilor europene și pentru a menține deficitul bugetar? Mulțumesc. Ziceam că mă grăbesc, dar răspuns. O să încerc să fiu cât se poate de scurt. Primul rând, așa cum știți, monitorizăm
și avem ședințe de monitorizare cu toți cei care au responsabilități din punctul de vedere al fondurilor europene. Fie că vorbim de Ministerul Dezvoltării, de ministrul delegat pentru fonduri europene, de toate celelalte ministere de linie, avem întâlniri săptămânale de progres. E una din liniile, așa cum vă spuneam mai devreme, de infrastructură. Atragerea de fonduri europene e una din liniile majore și care au fost luate în calcul inclusiv în construcția bugetului pe anul 2017 și una din liniile majore de dezvoltare a țării noastre pentru anii viitori. De aceea considerăm prioritate acest domeniu al fondurilor europene. În luna aprilie vor fi lansate foarte multe ghiduri de finanțare. De asemenea, vor fi trimise, au și fost trimise deja primele trei documentații pentru acreditarea autorităților de management către autoritatea de audit. Va continua acest proces, astfel încât tot ce mai rămâne de acreditat instituțional să fie făcut într-un ritm alert și să recuperăm anul pierdut 2016, an pierdut de România din perspectiva fondurilor europene. Acest lucru îl putem face printr-un efort comun, de aceea urmăresc personal acest domeniu. Cum urmăresc personal? Tot în întâlniri săptămânale și pe care le am cu responsabilii din domeniul finanțelor, cu cei de la ANAF, cu cei de la Ministerul Finanțelor, astfel încât ceea ce am spus, și anume menținerea deficitului sub 3%, să fie realitate. Și n-am motive, nici eu, nici guvernul pe care îl conduc în acest moment, să cred contrariul. Toate măsurile pe care le-am luat au fost foarte bine analizate. Măsurile pe care le vom lua în viitor, conform programului de guvernare, de asemenea sunt foarte bine analizate din toate punctele de vedere. O instituție cheie, așa cum am mai spus, este ANAF-ul și urmăresc îndeaproape, până la jumătatea lunii aprilie, au de implementat, și acum am mai anunțat, 14 măsuri, astfel încât reforma în interiorul ANAF-ului și eficacitatea acestei instituții să fie una sporită. Este o instituție cheie, din acest punct de vedere. Cele 14 măsuri trebuie implementate până, așa cum spuneam, până la jumătatea lunii aprilie. Deci ambele domenii de care dumneavoastră m-ați întrebat sunt monitorizate atent. Mulțumesc. Ina Guțu, Radio Chișinău. Am o întrebare adresată ambilor premieri. Domnule Filip, domnule Grindeanu, aș vrea să vă întreb cum credeți și dacă credeți cumva că afectează relațiile militare între Republica Moldova sau ar afecta relațiile dintre cele două state, refuzul recent al președintelui Igor Dodon de a accepta contingentul militar din Republica Moldova să participe la exercițiul comun, iar mai general, dumneavoastră, din ce ați spus astăzi, ați menționat că, într-un fel, sau ceea ce am înțeles noi, este că relațiile dintre cele două state, frăție europeană, cum le-ați numit, vor fi bune și în continuare. Atunci ne întrebăm cum afectează sau dacă există cumva un impact al declarațiilor pe care le face Igor Dodon la Chișinău sau poziției pe care el o afișează, dumnealui o afișează, atât la Chișinău cât și la București. Mulțumesc! Și vă mulțumesc, în primul rând, cu referire la întrebarea precedentă, vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult în una din următoarele conferințe de presă comune să-mi fie adresată și mie, domnule prim-ministru, o întrebare cu referire la asimilarea fondurilor europene, cât ține de întrebarea dumneavoastră nemijlocit. Am zis că Republica Moldova este o țară parlamentară, și desigur că deciziile importante se iau la guvern și parlament. În același timp, instituția președintelui, președintele țării, este și comandantul suprem al armatei.
Am avut această situație mai puțin plăcută când Armata Națională nu a putut participa la aplicațiile militare care au avut loc în România, pe dimensiunea NATO. Cunoașteți foarte bine care este poziția președintelui Republicii Moldova, Dodon, și cu care este dragostea lui față de NATO. În același timp vreau să vă spun că noi am reușit să semnăm un acord cu NATO și în luna iunie la Chișinău va fi deschis un oficiu de legătură NATO. Am avut după aceea, desigur, că discuții cu președintele țării și i-am explicat foarte simplu că planul de activități armate naționale care ține de instrucțiuni, care ține de aplicații, în mare măsură, practic 80%, sunt aplicații care vor avea loc în afara Republicii Moldovei cu suportul partenerilor noștri din NATO. Asta ar însemna că refuzul în continuare de a participa la aceste aplicații ar însemna slăbirea Armatei Naționale. Ori nici de cum nu se încadrează în această logică când un comandant suprem al forțelor armate își dorește o slăbire a Armatei Naționale. Consider că aceasta a fost prima și ultima dată când am avut această confuzie și pe viitor Armata Națională a Moldovei va participa la toate aplicațiile, ba mai mult ca atât, trebuie să mulțumim pentru acest suport care este oferit pentru instrucțiunea, pentru aplicațiile la care participă și Armata Națională din Moldova. Daniel Linca, vestea pugnetul... Dacă îmi dați voie să răspund și eu, că am înțeles că a fost pentru amândoi întrebarea. Vă rog, scuze. În primul rând, subliniez încă o dată faptul că partenerul nostru principal de dialog la Chișinău este Guvernul Republicii Moldova. Azi, pe agenda noastră de la întâlnirea comună, a figurat și, bineînțeles, domeniul apărării. Ambii miniștri au avut, în primul rând, o întâlnire bilaterală, după aceea ne-au prezentat punctele de vedere. Faptul că, în acest moment, din ceea ce spunea Ministrul Apărării din Republica Moldova, aproape 1000 de soldați, și nu doar soldați, din Republica Moldova au fost instruiți cu ajutorul Ministerului 800, ca să fiu mai clar, cu ajutorul nostru, e un lucru bun, e un început. Dar singurul lucru pe care mai vreau să-l subliniez din acest punct de vedere, noi credem că este important pentru Republica Moldova să valorifice toate oportunitățile oferite de Alianța Nord-Atlantică, de NATO. Iar biroul NATO de la Chișinău reprezintă o oportunitate în acest sens care trebuie a fi sau poate fi valorificată de către Republica Moldova. Mulțumim! Aveam și eu o întrebare și fusesem înscris și pe listă, dacă îmi dați voie, dacă nu, nu. Spusesem ultimele două. Dar eram înscris pe listă, nu știu. Vă rog. E scurtă și e pragmatică. Vă rog. Daniel Vinca, vestea.net. Toate aceste schimburi economice, culturale, nu ar avea sens fără ideea de libertatea cetățeanului, de circulație și fără cetățean. În zona aceasta sunt foarte mulți cetățeni cu dublă cetățenie, născuți în Republica Moldova, care trăiesc în România, și avem mulți investitori care derulează afaceri cu Moldova. Toți aceștia, sau mare parte din ei, se plâng de anumite dificultăți la trecerea graniței dintre România și Moldova, mai ales la revenirea în România, acuza fiind pe poliția de frontieră a României. Până anume, exces de zi, timp, morți, lungiți și așa mai departe. Întrebarea, dacă aveți semnale în acest sens, ce intenționați să faceți? A fost punct pe ordinea de zi de astăzi, de la întâlnirea noastră. Știm de aceste probleme pe care dumneavoastră le-ați semnalat. Atât Ministerul Finanțelor, pentru că vorbim și de vămi, cât și Ministerul de Interne, pentru că vorbim și de Poliția de Frontieră,
și-au spus punctul de vedere și-au anunțat măsurile pe care le vor lua în perioada imediat următoare, împreună cu omologii de la Chișinău, astfel încât ceea ce ați semnalat dumneavoastră să poată fi învăturat. Dar vreau să subliniez următorul lucru și să ținem cont de faptul că suntem, după anumite proceduri, fiind țară membră a Uniunii Europene, complexitatea controalelor pe care noi trebuie să le facem, noi, referindu-mă la România, trebuie să le facem la punctele de frontieră, e dată de standarde și măsura imediată pe care și cei de la VAMA și cei de la Poliția de Frontieră o să o ia, este de mărire a personalului în punctele de trecere a frontierei, astfel încât fluxul să fie mult mai rapid. Mulțumim!